Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Luni putem să reluăm anumite decizii pe care le-am luat undeva la începutul lunii decembrie și cu siguranță acum putem să ne reorganizăm puțin, poate banii, poate talentele noastre, e ca și cum revenim asupra unor lucruri, ne reorganizăm puțin. Este o zi magică, aș spune eu, chiar este și o zi în care suntem cu toții mai liniștiți, poate, știu eu, este și o zi în care avem mai multe lucruri de făcut, poate chiar trecutul bate la ușă că, nu știu, să zic că am avut de rezolvat anumite lucruri cândva și din diferite motive nu s-au legat. E, uite, acum se leagă, da? Acum lucrurile în sfârșit încep să funcționeze. Aș merge foarte mult pe ideea că trecutul bate la ușă, în sensul că fie reluăm anumite activități pe care le-am făcut cândva, fie, așa cum am zis, din diferite motive, nu am rezolvat la timp ceva, nu știu, nu s-au legat lucrurile, am amânat noi, depinde. Acum se reiau și lucrurile funcționează mult mai benefic, aș zice eu. Suntem în energia lunii, deci este o zi în care intuiția este la ea acasă, dar este și o zi în care cred eu că într-o situație în care lucrurile, nu știu, au fost negative, ne-au deranjat anumite lucruri, pentru unii pot fi anumite chestiuni care se rezolvă abia acum, lucruri care s-au întâmplat undeva prin noiembrie, da? Acum, în sfârșit, să zic că ele au o rezolvare. Soarele reprezintă bucurie, soarele vine și luminează ziua, ne ajută foarte mult. E ca și cum vedem acel răsărit de soare, dar este trecerea de la noapte la zi. Chiar dacă Mercur e retrograd, să știți că ne ajută să ne reorganizăm puțin, da? Poate, știu eu, cu aspectele care sunt pe cer, începem să ne dăm seama ce valorează cu adevărat pentru noi și ce nu, da? Ce valorează timpul, valorează banii mai mult, valorează odihna, starea noastră de spirit, munca, familia, dragostea. Deci cumva ne reprioritizăm puțin așa lucrurile și asta e de bine din punctul meu de vedere. Chiar e de bine. Intrăm într-o săptămână cu schimbări foarte mari. Dacă n-ați văzut previziunile pentru săptămâna asta, vă invit cu drag să o faceți, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. Urmează și niște sărbători inițial interesante, apoi destul de agitate, dar nu neapărat într-un sens negativ, da? Nu neapărat într-un sens negativ. Bun. Cam atât, în mare parte. Repet, din punctul meu de vedere, poate să fie o zi magică și poate să fie o zi în care ne reorganizăm puțin. Putem să primim vești de la șeful sau de la muncă sau, știu eu, putem să ne organizăm noi, nu neapărat să ne împingă ceilalți. Da? Ok, oricum știu că este o perioadă în care toată lumea e agitată, toată lumea se pregătește de sărbători, dar uite că luni lucrurile încep să arate puțin altfel, da? Pentru toată lumea. Ok, cam atât în mare parte. Vă invit să ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și acestea fiind spuse, hai să începem cu zodiile, pentru că sunt foarte curioasă să vedem ce anume se întâmplă pentru fiecare. Noi am vorbit deja, cei care sunteți în comunitate, știți deja ce se întâmplă luni, știți ce se întâmplă în fiecare zi până pe 31 decembrie inclusiv, da, la previziunile bonus pentru ultimele două săptămâni din decembrie. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi, în primul rând, este o zi în care apar multe lucruri de făcut. De dimineață poate mai primiți bani, mai dați bani, alții cu siguranță sunteți într-o perioadă în care vă reorganizați puțin bugetul, cu siguranță reluați acolo niște discuții privind o sumă de bani, privind o activitate pe care o faceți și banii pe care trebuie să-i primiți. Eu aș zice că e un moment bun, da? E un moment bun. Unii bărbeci, posibil să vă treziți că, nu știu, știați că mai aveți de făcut un proiect și acum vă treziți că mai apare altul, dar vin și banii, da? Adică nu e degeaba, cum s-ar spune. Ați hotărât voi ceva, ați stabilit ceva undeva la începutul lunii decembrie și acum se revine cumva asupra lucrurilor și e de bine. Cu siguranță lucrurile se stabilizează cu adevărat și pentru voi abia în ianuarie, dar momentan se revine puțin asupra lor. Da, se revine puțin asupra lor. Discuții cu șefii, drumuri importante, toată zona aceasta. Hai să vedem, dragi berbeci, ce trebuie voi să știți. Și avem steaua și judecata, o legătură cu zodia vărsător.
Bun, poate să fie o zi în care apare acea lumină de la capătul tunelului pentru tine, o zi în care apar noutăți plăcute, nu știu, te revezi cu o persoană sau reiei legătura cu cineva, fie printr-un apel telefonic, fie fizic, dar poate unii berbeci așteptați răspunsuri importante și ele pot veni cumva în preajma zilei de luni. Arcana majoră, moartea. Da, este și o zi, dragi berbeci, în care ceva se transformă, ceva se închide. Aș merge eu pe ideea că în sfârșit lucrurile se clarifică pentru voi dintr-un anumit punct de vedere. O zi pe care o veți simți foarte intens. Nu știu dacă am menționat, dar v-aș recomanda mai multă odihnă în ziua de luni și v-aș recomanda să încercați să lăsați lucrurile să curgă de la sine. Ultima carte, Regele de Băte, e cartea ta, deci poate să fie și o zi în care ai energie până la urmă sau o zi în care reușești să-ți recapeți încrederea în tine. Se hotărăște ceva extraordinar de important pentru sufletul tău. Unii poate aveți de făcut niște activități practice aici, nu știu, studiați ceva nou, faceți ceva nou, da? Dar, repet, e ceva de bine pentru voi. Unii aveți o discuție importantă cu un bărbat din viața voastră. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi să știți că este o zi de luni în care intrați în contact cu foarte mulți oameni, o zi în care vă faceți planuri de viitor. De asemenea, văd aici niște vești foarte bune care apar legate de un prieten, vești legate de un proiect. Poate să fie și o zi bună pe studii, o zi bună pe partea aceasta de acte. Cumva v-ați hotărât voi să faceți ceva. Poate pe la începutul lunii decembrie și acum vă reorganizați puțin programul sau reveniți puțin asupra lucrurilor. Pot fi chestiuni legate de acte, legate de drumuri, legate de studii pentru alți tauri. Cumva acolo se revine puțin asupra lucrurilor. Acum, este un moment norocos pentru tauri, este adevărat, dar norocul ăsta vine cumva din trecut. Adică dacă lucrurile nu s-au legat acum nu știu cât timp, acum îți dai seama că a fost norocul vieții tale. Da? Însă, vezi tu, lucrurile cu siguranță nu rămân chiar așa, trebuie să revii și tu asupra lor undeva prin ianuarie. Da? Și ce mai vreau să menționez este că dacă ai legătură cu zona aceasta de acte, e bine să citești de două ori ce e pe acolo. Da? Adică nu te arunca așa cu capul înainte și dacă este vorba despre examene sau despre partea aceasta de studii, la fel încearcă să repeți chestia respectivă de mai multe ori, că poate te ajută. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Și avem un 6 de bâte. Justiția, uite, o bucurie mare legată de o hotărâre pe care cineva o ia. Poate să fie o bucurie mare legată de acte pentru unii tauri. Mai văd o legătură cu zodia balanță în unele cazuri, iar apoi avem 6 de spade. Faci un drum și rezolvi ceva important. Începând cu ziua de luni, lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. 9 de bâte. 9 de bâte înseamnă un moment de oboseală pentru tine, poate să fie un moment în care simți că nu mai poți sau un moment în care te simți destul de aglomerat, să zic așa. Poate nu ți-ar strica și ție puțină odihnă. Însă, dragi tauri, vi se cere să lăsați teama deoparte și vi se cere să vă deschideți în fața oportunităților care apar. Pentru că ele sunt benefice, zic eu. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi este o zi în care sunteți în centrul atenției. Bineînțeles că pot apărea și tensiuni prin relația cu șefii, în relația cu autoritățile, mai apar responsabilități, că na, e intensă, da, povestea asta, că na, se știe că e o perioadă cu responsabilități pentru gemeni. Uite, pentru tine este o zi de luni în care e ca și cum repar niște lucruri din trecut. Da, poate sunt chestiuni importante pentru tine, pot fi lucruri legate de acte, discuții care se reiau în relația cu partenerul de viață, în relația cu un partener de afaceri, în relația cu clienții, acolo se reiau cumva niște lucruri. Și cu siguranță unii gemeni ați luat voi așa niște decizii undeva pe la începutul lunii decembrie și acum se pare că reveniți asupra lor. Nu într-un sens negativ mă refer, da? Reveniți asupra lor. Este adevărat, voi sunteți într-o perioadă în care, v-am mai zis, sunteți foarte aglomerați, cu siguranță aveți foarte multe lucruri de făcut, sunteți și provocați că asta e viața, dar partea bună a lucrurilor e că
reușiți acum cumva să vă agățați de un noroc pe care l-aveți voi din trecut. Acum, ce e important e să nu insistați, da? Să nu insistați. Dacă ceva nu funcționează, lăsați lucrurile așa că e mai sănătos, aș zice eu. Poți relua niște discuții în preajma zilei de luni cu un șef, cu o persoană importantă, cu o persoană cu autoritate asupra ta și bineînțeles că dacă și tu ai legătură cu zona asta de acte, chiar ți-aș recomanda să fii puțin atent pe ceea ce scrie pe acolo. 4 de monede, cavalerul de monede. Da, gemenii se pare că încetinesc puțin ritmul în perioada asta, e ca și cum luați totul așa încet și sigur, vă concentrați asupra tuturor detaliilor și cu siguranță poate să fie o zi și bună pentru gemeni din punct de vedere financiar. 5 de monede, trebuie să fiți puțin atenți și pe sănătate, pentru că, repet, este o perioadă foarte solicitantă pentru voi și atunci trebuie să fiți puțin atenți. 5 de monede poate să însemne și un moment în care spui, uite, abandonez ceva, las ceva în urma mea. Apoi, cavalerul de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, poate să fie o întâlnire undeva la o vreme de seară sau o întâlnire într-un loc rece, da? Într-un loc mai întunecat. Să zic așa. Pentru alți gemeni poate să fie și un moment în care spuneți, băi, gata, renunț la ceva și merg pe alt drum. Poate și eu vreo relație de pe la muncă se transformă în iubire, e posibil și acest lucru, dragi gemeni. Doar că spre seară văd eu aici o mică mare petrecere, o mică mare întâlnire cu cineva, drag vouă. Zodia Rac. Pentru tine este o zi în care ai foarte multă intuiție. De dimineață vezi că se rezolvă niște lucruri interesante. În primul rând, primești niște vești de la un fost prieten, de la un fost coleg de muncă. Alți rași de dimineață vă treziți așa foarte sigur pe voi privind un proiect, privind un plan de viitor. Pe de altă parte, voi reușiți să reveniți asupra unei decizii pe care ați luat-o undeva pe la începutul lunii decembrie. Este o decizie legată de acte, legată de un proiect, pot fi chestiuni legate de colegii de la muncă, de o colaborare pentru un iraci, cumva reveniți puțin asupra lucrurilor. Și da, poate să fie o zi destul de liniștită pentru tine, chiar un moment în care îți schimbi puțin planurile de viitor. Poate apare acolo un prieten, cineva drag ție, care îți dă niște vești, care vrea să reia legătura cu tine. De ce nu? Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Poate e vorba de relația cu partenerul. Unii reprogramați un drum. Regina de monede, 6 de spade. O legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar poate să fie și o zi în care poate face un drum spre o instituție financiară, poate spre o bancă, poate alți raci renegociați acolo ceva anume. Apoi avem pajul de monede. Analizezi foarte bine lucrurile. Este o zi în care te concentrezi mult asupra părții practice. Și poate să fie și o zi de studiu pentru RAC, adică e ca și cum întâlnești o persoană, da, care îți dă niște sfaturi, te învață ceva și rămâi și tu plăcut surprins. Unii poate aveți legătură cu persoane mai tinere, persoane neexperimentate într-un anumit domeniu. 9 de spade, ultima carte. Ești cam stresat aici, poate e ceva legat de un examen care își schimbă data, poate e ceva legat de un proiect important care se amână sau știu eu care își schimbă termenii acolo. Acum, ce ți-aș spune eu e că indiferent ce se decide, cumva lucrurile se clarifică, da, cu adevărat, abia în ianuarie. Da, e de bine și acum, na, cumva întoarcem situația și pe alte părți. Na, poate e bine, dragi rași, să lăsați stresul deoparte, să lăsați teama și să mergeți tot înainte. Zodia Leu. Dragile, e o perioadă aglomerată pentru voi, da, aveți foarte multe lucruri de făcut, se întâmplă foarte multe lucruri în viața voastră. Poate știu eu să fie o zi în care apar tot felul de vești de la o instituție publică, vești legate de un șef, vi se reorganizează acolo programul, știați că aveți ceva de făcut și acum vă treziți cu mai multe activități. Partea bună e că vă vin și bani de acolo dacă le acceptați,
Poate alți lei v-ați programat voi, ați zis gata, lucrez până pe data X și apoi gata. Acum vedeți că sunteți și într-o perioadă în care aveți voi chef așa de distracție, de pasiune și e ok treaba asta, doar că trebuie să vă și odihniți, părerea mea. Da? Trebuie să vă și odihniți pentru că dimineața zilei de luni posibil să vă ia așa de odihniți și să spună gata, hai la treabă, hai fă aia, fă cealaltă. Este un moment în care foarte mulți lei veți reveni asupra unor decizii pe care le-ați luat legate de muncă sau legate de sănătate, dar sunt decizii care s-au luat undeva la începutul lunii decembrie și abia acum se revine asupra lor și abia acum, să zic că lucrurile se reorganizează. Este un moment bun, aș spune eu, da? E un moment bun, ți se mai schimbă puțin planurile de viitor. Unii lei poate aflați că aveți de dat niște bani, alții v-am zis e ca și cum vi se schimbă programul, dar vă vin și bani în plus, adică e de bine din punctul meu de vedere. Dar și voi, da, dacă aveți de rezolvat ceva legat de acte, ceva legat de bani, poate e bine, dragi lei, să citiți de două ori. Ia uite, 8 de spade, 3 de monede, ești foarte prins aici pe muncă. Poate unii lei știu eu studiați foarte bine o chestiune legală, alții poate nu vă mai simțiți împliniți la muncă, alții poate pur și simplu sunteți obosiți, pentru că da, sunt și momente în care pur și simplu obosim și avem nevoie de o pauză, că suntem pe drumul care trebuie, doar că na, mai e nevoie și de o pauză pentru voi. Apoi, 9 de spade, ceva te stresează aici, nu știu, îți faci tot felul de gânduri. Unii lei posibil să trăiți acea senzație că vi se învârte în minte așa aceeași idee și nu puteți să scăpați de ea. E ceva legat de un contract, e ceva legat de o relație, de o sumă de bani. Pajul de monede, ultima carte, asta poate să însemne și un moment în care te apuci să studiezi ceva astăzi. Poate faci o activitate nouă, unii lei poate căutați soluții, dar văd aici o legătură cu o persoană mai tânără. Da? Mai tânără. Da, unii posibil să știți că uite, mai am un proiect de făcut până la sărbători și acum vă treziți că apar două, dar repet, vă vin și bani. Pentru alții poate e vorba de a da bani. Acum depinde de fiecare pe unde vă aflați. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, o zi în care intrați în contact cu foarte mulți oameni, în primul rând, pentru voi apar niște vești de dimineață, fie legate de un drum, legate de niște acte, legate de un copil, acolo se revine cumva asupra unor chestiuni și dacă ați hotărât ceva undeva la începutul lunii decembrie, ia uite că acum reveniți cumva asupra situației și pot fi chestiuni legate de un drum, o afacere, un parteneriat, un copil, persoana iubită. Vedeți că e o perioadă în care fie trecutul bate la ușă, fie unii vă dați seama că băi, uite, poate aici n-am abordat lucrurile bine, poate trebuia să fiu mai înțelegător, poate aici am fost prea tolerant, da? Și așa mai departe. Puteți să reveniți asupra acestor lucruri, de ce nu? Dar unii e ca și cum ați spuneți, eu nu merg în vacanța aia și acum spuneți, băi, hai că merg, m-am răzgândit și merg cu tine. Puteți să intrați în contact astăzi, fiți atenți, cu foști clienți, cu foste iubiri, foști parteneri. 3 de spade, 8 de monede. Da, ceva nu-ți place aici, ceva nu-ți convine, poate să fie ceva legat de muncă, poate să fie ceva legat de o persoană, dragăție. 8 de spade, deci cumva aici ceva e blocat. Poate este un moment în care, dragi Fecioare, vi se cere să vă mai deschideți așa în fața noutăților, pentru că Jupiter acolo vă pune să vă reanalizați puțin ideile de viață, principiile, relația cu divinitatea. Și acum e vorba și de copilul interior, și de iubire, plăcere, copilul fizic. Apoi avem 3 de monede. 3 de monede poate să fie și un moment în care înveți ceva, un moment în care te sfătuiești cu prietenii, te sfătuiești cu niște colegi de la muncă. Dar aș merge eu și pe ideea că poate unii e nevoie să studiați mai mult, nu știu, să înțelegeți, da? De ce copilul ăla nu mai vorbește la fel de mult cu voi, de ce partenerul îți comportă așa sau de ce vă comportați voi așa. Pentru că sunteți într-o perioadă în care sunt sigură că relația cu un copil, relația cu partenerii de afaceri,
relația cu persoana iubită, posibil acolo să fie ceva probleme de comunicare. Dacă sunteți singuri, uite, acum puteți să întoarceți problema pe toate părțile și să găsiți soluția. Poate chiar un sfat bun pe care îl primiți, dar pe care trebuie să-l și ascultați. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, o zi în care munca e importantă, munca, sănătatea, toată zona asta și vedeți voi, de dimineață pot apărea niște vești foarte interesante privind fie niște bani pe care trebuie să-i primești, bani pe care trebuie să-i dai. V-aș recomanda să fiți puțin atenți și pe zona sănătății în prima parte a zilei de luni. Cu siguranță unii aveți acolo niște lucruri de reorganizat, aveți niște lucruri de rezolvat privind casa, familia, poate vă faceți curățenie, poate vă reorganizați puțin lucrurile. Dar vedeți voi, este o perioadă în care, nu știu, dacă ați hotărât voi ceva, să zic, pe la începutul lunii decembrie, legat de casă, legat de un drum, legat de o mutare, legat de o schimbare la nivel personal, ei, uite că acum reveniți cumva asupra lucrurilor. Reveniți asupra lor și cu siguranță găsiți cea mai bună soluție. Unii pur și simplu aveți foarte mult de lucru pentru că sunt chestiuni pe care fie le-ați amânat voi, fie nu s-au legat lucrurile la timp și acum trebuie să reveniți asupra lor. Poate să fie ceva legat de muncă, poate ceva n-ați făcut bine și acum trebuie să rezolvați problema. Poate pentru alții, nu știu, vă treziți cu foști colegi, foști colaboratori care revin în viața voastră, dar unii să știți că puteți avea discuții foarte serioase în preajma zilei de luni legate de acte, în mod special. Legate și de o călătorie și de o mutare. Nouă de monede, împăratul, ia uite aici. O legătură cu zodia Berbec. Este și o zi în care ai foarte mare încredere în tine sau o zi în care primești o veste foarte importantă privind o sumă de bani. Unii poate luați o hotărâre importantă privind o cheltuială. Valetul de cupe, un copil care apare în viața ta. Poate, știu eu, este un moment în care primești niște vești bune. Ultima carte, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar poate să fie și o zi de luni în care ești mai sensibil așa decât de obicei. Ai legătură cu zona medicală, cu ceva anume. Unii e ca și cum spuneți, uite, gata, iert, las de la mine, nu mai să am liniște și pace. Acum, vedeți că lucrurile nu rămân așa, da? În ianuarie, da, se hotărăsc cum trebuie. Dar cu siguranță e nevoie să reveniți cumva asupra unor lucruri. O să rămâneți surprinși de reacția unei persoane. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, astăzi aveți chef de distracție, de iubire, poate să fie și o zi în care stați mai mult cu copilul vostru, cu partenerul de viață, sunteți cu gândul la distracție, la iubire. Puteți să cunoașteți pe cineva astăzi, dar fie este o relație karmică acolo, fie pentru alți scorpioni discutăm despre a reveni asupra unor decizii. Poate se întoarce o fostă iubire, poate reluați niște discuții cu un copil, cu persoana iubită, cu un colaborator. Sunt chestiuni fie legate de bani, fie sunt chestiuni legate de o colaborare, de viitorul vostru. Unii poate puneți un drum, cine știe, poate nu v-ați programat așa nimic de sărbători, da, sau poate erați indeciși, spuneați mă duc, nu mă duc, uite acum vă duceți. Este și un moment în care v-aș recomanda, deci dacă aveți legătură cu zona aceasta, contracte, acte, înțelegeri pe care le faceți cu ceilalți, încercați să citiți de două ori. Da? Nu știu, ați făcut voi ceva cândva și acum vă dați seama că trebuie să reveniți asupra lucrurilor. Parcă aveți ceva de rezolvat legat de o mașină, legat de o colaborare, legat de ceva anume. În relația cu partenerul se pot relua niște discuții foarte serioase, fie privind o împăcare, fie privind o despărțire, ceva de genul acesta. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce trebuie să știți voi. Asul de monede, regele de bâte, o bucurie care apare, văd aici o șansă, un nou proiect. O dovadă fizică pe care o primești,
Pentru unii mai văd o legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Cunoști o nouă persoană sau renegociezi ceva, uite, primești o veste bună. Justiția, o legătură cu zodia balanță, dar și o hotărâre care se ia, o dreptate care apare. Uite, poate să fie un fel de karmă, da? Da, karmă pozitivă din ce văd aici. Ultima carte, 6 de bâte, deci ești victorios dintr-o poveste. E o bucurie aici, o victorie, poate e ceva legat de o persoană din zodia vărsător, poate are legătură cu o dorință pe care tu o ai, dar cumva reușești să rezolvi o situație. Zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi în care sunteți foarte sensibili, dar este și o zi în care trecutul bate serios la ușă pentru voi. Și foarte mulți săgetători sunteți prinși pe casă, pe familie, poate mai aveți niște lucruri de rezolvat importante și la muncă, vă stresează și rudele, alții pur și simplu sunteți prinși așa în toate părțile, dar e de bine. Unii săgetători cu siguranță reveniți asupra unor decizii legate de muncă în perioada asta sau reveniți asupra unor decizii legate de partea practică a lucrurilor. Poate să fie și un moment în care reluați o discuție acolo, fie cu șeful, fie unii vă reorganizați, ca și cum spuneți, uite, am zis că fac de mâncare, nu știu ce, de Crăciun, de Revelion și acum spuneți, băi, gata, nu mai fac, mă duc să cumpăr sau invers. Da? Sunteți prinși acolo pe tot felul de lucruri, dar este o zi în care v-aș recomanda și vouă mai mult odihnă. Chiar e recomandată mai mult odihnă pentru săgetător. Ia să vedem noi. Zece de spade. Cumva ați hotărât voi ceva pe la începutul lunii decembrie sau poate într-un trecut mai îndepărtat și acum reveniți asupra lucrurilor. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. E ceva aici ce se închide, ceva ce nu-ți place, ceva ce ți se pare ciudat, legat de o sumă de bani sau legat de un bărbat important din viața ta. Apoi avem regina de bâte, care este cartea ta, deci poate să fie un moment în care tu ridici moralul unei persoane, o ajuți, o sprijini, ești alături, dar poate să fie și o zi în care ceva nu-ți convine privind o persoană din viața ta care este cumva mai învechită în gândire. Doi de monede, deci primești bani, dai bani la rândul tău, reușești să negociezi ceva foarte important, mai văd aici. Apare o soluție, apare o veste bună pentru săgetător. Zodia Capricorn. Comunici foarte mult astăzi și ai o inteligență emoțională absolut fantastică. Poate să fie și o zi în care, nu știu, te apucă dorul de vreo fostă iubire, te revezi cu niște rude, te revezi cu niște vecini. Poate unii capricorni vă apucați și reluați anumite informații privind o colaborare, privind o persoană dragă vouă, dar este o zi în care veți comunica, să zic așa, destul de mult, dar mai mult e vorba de sufletelul vostru, adică fie reluați legătura, dar cu persoane extrem de dragi vouă, fie este un moment în care trecutul bate serios la ușă pentru voi. Sunt chestiuni legate de muncă, sunt chestiuni legate de drumuri pentru unii. Ați luat voi o decizie cumva la începutul lunii decembrie și acum se revine cumva asupra hotărârii respective. Dar aș merge că este și un moment în care o iubire din asta karmică poate să bată la ușă. Acum trebuie să vedeți ce faceți, fiți atenți că iubirile astea karmice, na, mai avem chestii de împărțit și bune și rele. Asta e treaba voastră. Un moment în care unii capricorni poate, nu știu, vi se face dor de ceva ce făceați voi prin copilărie sau reluați niște discuții importante cu un copil, cu persoana iubită, reluați legătura cu vreo fostă iubire sau cu o fostă colaborare. Nouă de spade, regina de cupe, valetul de spade. Îmi vine să-ți spun aici că e ca și cum ești curios de ceva anume, dar nu prea mergi să te informezi. O legătură văd cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești.
Dar poate să fie și o zi foarte puternică pentru tine din punct de vedere emoțional. Valetul de spade înseamnă și un moment în care ești curios, un moment în care vrei să afli mai multe informații despre cineva anume, dar foarte mulți capricorni sunteți curioși aici în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o situație anume. Patru de spade, vrei liniște, vrei odihnă. Unii capricorni, nu știu, poate aveți oameni prin jurul vostru care vă cer atenția și voi spuneți, da, mă simt obosit, dar vreau liniște, vreau odihnă. Și v-am mai explicat eu și în previziunile pentru ultimele 2 săptămâni din decembrie că odihna e sfântă pentru voi în perioada asta, mai lăsați oamenii să mai descurce și singuri că nu stă lumea în loc fără voi. Da? Pot fi niște discuții aici legate de bani pentru unii. E o persoană foarte curioasă, poate prin preajma voastră, sau voi începeți să fiți curioși și v-am zis eu că e o perioadă în care, da, puteți să fiți și curioși, dar să vă și țineți bine pe ceea ce aflați. Zodia Vărsător. O zi bună pe bani. Pe bani, nu știu, primești bani, dai bani, găsești reduceri, te concentrezi foarte mult pe propria persoană, te simți apreciat de către ceilalți. Pentru vărsător, uite, de dimineață fie visezi ceva interesant, fie reiei niște discuții cu un copil, cu persoana iubită, reiei niște discuții legate de bani și poate unii dintre voi sunteți așa într-o perioadă în care reveniți asupra unor decizii pe care le-ați luat pe la început de decembrie, legate de un drum, de o mutare, legate de niște schimbări importante. Și acum e momentul în care reveniți cumva asupra lucrurilor. Poate știu eu, ați vrut să faceți un drum, ați zis lasă, nu-l mai fac. E, acum posibil să se dea puțin lucrurile peste cap și să fie nevoie să faceți asta. Sunteți și într-o perioadă în care trecutul bate serios la ușă. Bate serios la ușă și atunci vi se cer niște schimbări și vouă. Poate sunteți într-o perioadă în care vreți să mai închideți niște lucruri, vreți să vă reorganizați puțin lucrurile în mintea voastră, în casa voastră, în familia voastră. Poate să fie și o perioadă în care sunteți ceva mai aglomerați. Da? Mai aglomerați. Pot apărea și cheltuieli pentru casă. Vă programați un drum spre o rudă, spre niște persoane dragi vouă. 8 de spade, eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Este și un moment în care analizezi în detaliu toate lucrurile și e posibil să te pierzi pe acolo. Optul ăsta de spade poate să însemne și un moment în care ți se învârte așa o idee în minte permanență și nu vezi soluția. Poate să fie un blocaj legat de acte pentru unii. Un sfat aici pe care îl primești de la o persoană înțeleaptă, de la o persoană sigură pe ea. Alți vărsători preferați să stați mai puțin, nu știu, să stați mai mult voi cu voi, să stați mai mult singuri, tocmai pentru a lua anumite decizii. 8 de cupe, renunți la ceva, abandonezi ceva anume, lași ceva în urma ta. Poate ți-ai programat ceva și acum spui, uite, nu mai am timp și renunți. Ultima carte, Diavolul, o legătură cu zodia Capricorn. Da, dragi vărsători, vedeți că sunteți într-o perioadă în care revin anumite frici din trecut, revin anumite situații pe care acum trebuie să le abordați diferit. Da? Și unii vărsători chiar trebuie să acceptați un final. Chiar trebuie să acceptați un final. Trebuie să acceptați că e nevoie să studiați un nou drum, să mergeți pe un nou drum. Poate acum de asta și bate la ușă trecutul ăsta, să vă arate încă o dată că pe acolo nu se trece. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi este un moment în care sunteți în centrul atenției, sunteți foarte bine susținuți. Pe de altă parte, vedeți că este un moment în care aveți niște discuții acolo foarte interesante cu niște prieteni, pot fi discuții legate de un proiect, iar unii e posibil ca în preajma zilei de luni să vă schimbați puțin planurile privind sărbătorile, privind o ședință, privind o adunare, un grup de oameni din care faceți parte. Acolo se revine cumva asupra situației. Este și un moment în care aveți foarte multă intuiție, dar și un moment în care poate unii pești vă schimbați puțin planurile de viitor. De viitor.
Și voi trebuie să fiți atenți pe ceea ce promiteți, pe ceea ce discutați. Unii, nu știu, poate v-ați programat ceva pe la început de decembrie și acum reveniți puțin asupra lucrurilor. Da? Se reorganizează acolo povestea. Poate sunt rude care ți-au zis că îți vin în vizită și acum nu mai vin. Poate alți pești începeți să mai schimbați puțin ideile despre un prieten, despre un coleg, despre o rudă, despre cineva anume. Pajul de bâte, 3 de spade. Aici ceva nu-ți place privind un copil, privind un adolescent, o persoană mai tânără. Ceva ce nu-ți place privind un nou mod de a acționa. Apoi avem 2 de monede. Primești bani, dai bani la rândul tău. Poate să fie și un moment în care reușești să te echilibrezi dintr-un anumit punct de vedere. Încerci să negociezi ceva, încerci tu aici să întorci situația pe toate părțile. Alții sunteți prinși între două activități, două persoane, două lucruri diferite. 7 de spade, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. 7 de spade poate să însemne și o oarecare trădare, dar poate să însemne 7 de spade și un moment în care cineva se simte mințit. Da? Acum, dragi pești, vedeți că e un moment în care trebuie să vedeți și voi cam ce mai lăsați prin viața voastră și ce nu. Este adevărat că Pluto pe acolo e pe grad anaretic în perioada asta, da? Și cam nu o să mai treacă pe acolo vreo 200 de ani. Abia, să zic, la anul mai trece o dată, dar tot pe grad anaretic, vreo 2 luni. Deci, și apoi gata, vă lasă în pace. Sunteți într-o perioadă în care nu sunteți lăsați pur și simplu să mai lăsați oameni prin jurul vostru care nu vă ajută și care pur și simplu vă seacă de energie. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la previziunile pentru ultimele 2 săptămâni din decembrie. Aveți acolo foarte multe informații, vă îmbrățișez cu drag. Și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă.